Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să activezi Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Coloseni capitolul 3, versetul 16. Punctul central al unei vieți de succes este să iei hotărârile corecte și să faci faptele potrivite. Dacă ești izvorul propriei tale înțelepciuni sau dacă privești la ceilalți, șansele tale nu sunt mari. Apostolul Pavel ne învață cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Dacă faci așa, ai adoptat strategia câștigătoare pentru viața ta. Dar tu trebuie, 1. Să citești cuvântul. Asta nu înseamnă că îl vei înțelege din prima, pentru că nu e un exercițiu intelectual. Primești putere și înțelepciune atunci când îl citești într-o atitudine de rugăciune, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Mai trebuie, 2, să meditezi la ce citești. Asta înseamnă să-l rumegi. Lasă ca sucurile digestive, spiritual vorbind, să proceseze cuvântul lui Dumnezeu până când substanțele sale nutritive devin parte din tine, întărindu-te, dându-ți energie, călăuzindu-te. Mai trebuie și, 3, să crezi cuvântul. Dumnezeu a spus, cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia, capitolul 55, versetul 11. Un singur lucru poate produce scurt circuit între tine și cuvântul lui Dumnezeu. Necredința. Lor, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Scrie în Evrei, la capitolul 4, versetul 2. Auzirea deschide ușa. Credința intră pe ea și activează promisiunea. Și mai trebuie și 4, să primești cuvântul. Indiferent cât de tare te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu și în intenția lui de a ți le oferi, ele nu-ți vor aparține până când nu le primești prin credință. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu 11, versetul 24. Așadar, crede că răspunsul tău e pe drum și întărește-te în credință până când va ajunge la tine.